După mai multe episoade în care ciclonul Boris a dus precipitații abundente și inundații în România, meteorologia anunță faptul că vremea se va încălzi din nou, fiind așteptate temperaturi neobișnuite pentru această perioadă. Ciclonul Boris a făcut ravagii atât în Europa cât și în România, provocând precipitații abundente și inundații severe. Însă, potrivit meteorologilor, vremea urmează să se încălzească și să aducă temperaturi mai ridicate pentru această perioadă. Începând de astăzi, 17 septembrie, valorile termice urcă, ajungând la maxime cuprinse între 24 și 25 de grade. Trendul ascendent al temperaturilor urmează să se mențină și zilele următoare, fapt ce readuce o vreme călduroasă pe tot teritoriul țării. Meteorologia afirmă faptul că următoarea săptămână va fi una caldă în toată țara. Temperaturile vor crește, iar de pe data de 22 septembrie urmează să se înregistreze valori termice crescute, ce vor depăși 26 de grade C. Totodată, maxima pentru săptămâna următoare se va situa în jur de 28 de grade, vremea urmând să fie însorită și călduroasă. Astfel, românii au oportunitatea de a se bucura de temperaturi de vară. În această săptămână, precipitațiile se restrâng, iar vremea ploioasă este înlocuită de una mai blândă, specifică acestei perioade din an. Urmează un calm în ceea ce privește aria precipitațiilor, valori de 10-15 litri pe metru pătrat. Din punct de vedere termic, dacă acest sfârșit de săptămână și azi au adus o vreme mai rece și am resimțit cu toții acest lucru comparativ cu zilele de 35 de grade din prima decadă a lunii septembrie, în regiunile la carpatice 10-14 grade, în timp ce în sud până la 20 de grade. De mâine deja urcăm spre 25, iar de miercuri până la 27 de grade. Relatează România TV.net.